a surprins drama pe care a trăit-o Svetlana. Gândiți-vă ce drama poate trăi în copilă care își generează părintele, care își iubește părintele și care arată la un moment dat că tatăl său este cel mai mare criminal, unul din cei mai mari criminali din lume. Asta este una din dramele Svetlana. A doua este când își dă seama că lumea care a crescut, despre care credea că este cu siguranță cea mai bună dintre lumile consumite, este paradisul Sovietului, faptul că acest paradis era de fapt cel mai mare lager de concentrare. Parcurge de dată din Svetlana, de la început până la sfârșitul vieții, renovația pentru cel mai puternic om al Uniunii Sovietice, revelația că totul a fost o minciună, a fost un fake. E interesant, dacă reușiți să intrați în primele 10 pagini, nu vă dați mai deschidere, chiar de pentru că de la început se deschide o ușă grea de fier, care dă în intimitatea celui mai tăiut dictator. Și vedem toată această lume extraordinară, un gang stăzi de bolșevici, ne vedem prin ochii și cantoarea unei fetițe, care la 6 ani asistă cum unchiul Iagoda, unchiul Molotov, unchiul Buharin, unchiul Vărășilor, spun povești, cântă, spun bancuri, casează caza cet în fața lui Stalin și toate lucrurile astea nu le mai vedem prin prisma încelerii unui autor care încearcă să construiască o realitate, o ficțiune, de dat în locul unui copil, ceea ce este formidabil. Încet, încet, vedem cum personajele din jurul Svetlanei încep să dispare. Dispare mai întâi mama sa, pe când avea 6 ani, pentru că alege libertatea să se salveze și să se sinucide. Variata oficială va fi că a venit de penitentă, după care toți acești limbi și mătușele despre care vă spuneam încep să dispare și Svetlana va afla la târziu că au fost deportați sau executați. Svetlana Stalina însă își va alege să se salveze, abia la 1967, când va cere azil politic în Statele Unite, dar se va salva cu adevărat abia la sfârșitul 2019, când a încetat din viață, pentru că până atunci va fi prizoniera cel mai teribil gulagul mental. Probabil că Svetlana Alinieva a fost ultima victimă a lui Stalin. Mai există biografia de Svetlanei Alinieva, dar aceasta este remarcabilă în primul rând pentru că autoarea are un background academic foarte bun, atât în Polonia, cât și în Franța. Cred că a contat foarte mult și faptul că are un doctorat la Sorbona în Tatăl Sorbonei, a fost asistent al Eugeniei Lăscu, și faptul că s-a apropiat de zona Sudului, probabil că a făcut să înțeleagă mai bine cum funcționează marginalia teribilă a grotescului sovietic. Sunt activele pe care le-a consultat și care până în 2019 au fost închise. Până când Svetlana Alinieva a murit, cel al FBI și CIA, l-a cercetat pe cele din Federația Rusă, pe cele din Polonia, din Franța. Am mers în toate locurile în care Svetlana Alinieva a trăit, atât Federația Rusă, cât și în Georgia, în Statele Unite, în Anglia. Practic s-a apropiat într-un mod atât de puternic de personal de zonă această investigație, care cred că a durat de 2-3 ani, cât în mod sigur este cea mai importantă biografie atât a personajului, cât și a autorului. A încercat să se salveze căsătorindu-se de 4 ori, cred, și a schimbat nu numai numele de familie, ci și prenumele la un moment dat. Are diverse cetățenii, părindă în permanență lumea, are și un scurt episod din 84 până la 86, cred, în care revine la Tbilisi, în patria tatălui său, încercând să se salveze împreună cu ultima fică, Olga, nepoata celui Frank Lloyd Wright. Cu toate acestea, nu știu, a găsit nici alături de cele două în Statele Unite, unde va părăsi, așa cum vă spuneam, definitiv gulagul mental și fiind ultima victimă a regimului stalinist. Nu avem părți de genul ăsta în care să intrăm
biografie a zeului Ceaușescu, de exemplu, de atât de oameni Ceaușescu ne și interzice să folosim acest brand, cum s-a explicat că este un brand și cumva trebuie să-l folosim nici măcar în literatură. Cu siguranță, grotescul comunismului de stalinism românesc nu a avut aventura celui sovietic, dar cred că ăsta este un lucru foarte interesant la această biografie, care este o adevărată saga de familie, este construită în stilul romanului clasic rus, pe care îi parcurgi pe femeie să placă. Îmi recomandăm cu plăcere și vă așteptăm la editura romanica scăzută de celălalt de la